100 de litri de ciocolată și 10 top modele. Acestea sunt ingredientele unui show de zile mari la prima ediție a turneului Miss Ciocolata, care va avea loc pentru prima dată la Chișinău. Fetele muncesc acum din greu pentru a cuceri titlul de campioană. Au lăsat rochiile luxoase, pantofii cu tocuri și au dat buzna la sala pentru antrenamente intensive. Cele 10 participante la Miss Ciocolata învață de la profesioniști numeroase procedee de luptă. Totuși, fetele nu se vor dua la pumn, ci doar vor lupta într-un bazin plin cu peste 100 de litri de ciocolată. Eu nu m-am antrenat niciodată așa intensiv. Este pentru prima dată. Muncesc mult și fac multe forțe pentru a lua acest câștig. Îmi place cum o să fie asta, luptă între fete, ciocolată, să fie fain. Cred că o să fie multă lume. Noi ne stăruim să facem tot posibilul ca nu să fie toți mulțumiți. Este foarte greu, fetele sunt foarte frumoase, ele muncesc. Se muncesc din greu, fiindcă este un proiect unde toate vreau să învingă. Ajunge atât să se bată doar băieții, cred că trebuie să mai facem ceva interesant și pentru fete. Să fie luptă mai mult luat la trântă decât fără pumni, fără picioare, tras de păr. Turneul de ciocolată va avea loc peste 2 săptămâni.